mijlocul dumneavoastră. În primul rând mă onorează calitatea cetățenilor Comunei Domnești. Mai departe, în spatele meu, iată, se află oameni de valoare care reprezintă interesele județului Argeș și un pic și mai în spate, iată, sigla Consiliului Județean, care n-are cum să facă decât bine. Ori de câte ori am trecut pragul localității Domnești, m-am simțit, dacă vreți, ca peștele în apă și nu o spun doar pentru că localitatea noastră este scăldată de râurile, de apele râului Doamnei, ci pentru că localitatea a dovedit că e locuită de oameni inimoși, o localitate ușor atipică, așa, un singur sat. Nu e o localitate mare, un pic mai mult de 3200 de locuitori, cred, și în jur de 20 de kilometri pătrați, dar o repet, o localitate plină de oameni inimoși, iar caracteristica asta ați făcut-o, dacă vreți dumneavoastră, cei care locuiți aici, un adevărat renume. Să dea Dumnezeu să ne țină, să fim sănătoși cu toții și să apucăm să ne mai chemați și la zile onomastice la fel de rotunde, eu știu, poate la 510 ani, dar repet, sănătoși să fim. Doamne ajută, la mulți ani tuturor!